Ultima oră, un mal de pământ s-a prăbușit peste 5 muncitori în zona Bibliotecii Naționale din capitală. 3 dintre ei au fost scoși și duși la spital, al patrulea a decedat după 10 de minute de resuscitare. Sub pământ se mai află un alt bărbat despre care salvatorii încă nu știu nimic. Colegul nostru, Alex Munteanu, e la fața locului. Bună seara, Alex, ce se întâmplă în acest moment? Bun găsit tuturor, într-adevăr mă aflu în acest moment în spatele Bibliotecii Naționale, aici unde toate forțele de ordine s-au strâns și încearcă să găsească cea de-a cincea persoană care încă se află sub pământ din spusele oficialilor. Zeci de polițiști, zeci de pompieri smurd sunt aici la fața locului, peste 10 autospeciale, cum ați menționat și voi, o persoană de deja a decedat, două au fost deja transportate la spital. Este vorba despre o persoană de 50 de ani care a fost dusă la Spitalul Universitar și o altă persoană, bărbat, în vârstă de 33 de ani, transportată la Spitalul Floreasca. Ambele în stare conștientă. Cea de-a treia persoană a fost găsită mai târziu, dar din fericire aceasta a fost resuscitată și este în regulă, în afara pericolului, însă ultima persoană care și aceea a fost resuscitată, din păcate a decedat. În continuare se caută pe sub pământ pământul care a fost excavat pentru reamenajarea unei zone de aici, de lângă Dâmbovița, care era ultima neamenajată din proiectul primăriei sectorului 3. Este vorba despre un drum de acces rutier prin spatele Bibliotecii Naționale, așa cum spuneam. Se dorea consolidarea acestui drum, însă, din păcate, nu au fost luate măsuri de a asigura aceste maluri și muncitorii au fost prinși sub pământ. Pe lângă pământ, ne-au spus oficialii faptul că se aflau și borduri, cărămizi, fier beton. Deci lucrurile s-au agravat și acum să sperăm că și ultima persoană, cea care încă nu a fost găsită, să sperăm că va fi în afara oricărei pericole, însă șansele sunt destul de mici. Aici toată lumea s-a mobilizat și avem inclusiv un excavator care a ajutat la căutarea persoanelor în cauză. Vă ținem la curent cu alte informații imediat ce le vom afla.